Bun găsit la Artfel de Jurnal, un altfel de jurnal despre artă și artiști. Sunt Veronica Kirchner. Astăzi este 14 februarie, ziua îndrăgostiților. Inițial am dorit să realizez un episod despre cuplurile de artiști din istoria artei. Multe dintre ele au devenit legendare, precum Camille Claudel și Rodin, Lee Miller și Man Ray și Dora Maar și Picasso. Și unele imagini, precum cea a reîntâlnirii dintre artiștii Marina Abramović și Ulay din timpul performance-ului de la MoMA din 2010, au impresionat întreaga lume. În timpul documentării însă am început să-mi pun întrebarea din ce în ce mai des: dar care sunt cuplurile de artiști români? Acest episod le este lor dedicat, bineînțeles fără nicio pretenție că această selecție ar fi completă. Cu artistele, artiștii sau lucrările acestora am interacționat eu personal într-un anumit moment sau altul. Și artistele sau artiștii din acest episod sunt artiști vizuali. Thank you.
aceeași carte, Marina Abramovici, Încălcând toate granițele. Conduita artistului în viață. Artistul nu trebuie să se mintă pe sine sau pe ceilalți. Artistul nu trebuie să fure ideile altor artiști. Artistul nu trebuie să se compromită pe sine sau pentru piața artei. Artistul nu trebuie să ucidă alte ființe umane. Artistul nu trebuie să se transforme pe sine într-un idol. Artistul ar trebui să evite să se îndrăgostească de un alt artist. Acesta a fost Artfel de Jurnal din această săptămână. Nu uitați să vedeți frumosul!